E uimitor cum poți recompune cu ochii minții imaginea unei personalități de o asemenea profunzime și măreție în același timp. Din cărți am aflat că a fost nu numai un preot, ci mai apoi un ierarh desăvârșit, dar și un intelectual rafinat. Slujind cu credință valorile spirituale ale creștinismului, a adus mari servicii Bisericii Romano-Catolice, căreia i s-a dedicat până la sfârșitul vieții. Apărând cu îndârjire adevărul și dreapta credință, Anton Durcovici va sfârși ca martir în închisoarea comunistă de la Sighet. Ne rugăm în catedrala de la Iași, unde a celebrat și el cât a fost episcop, pentru a fi ridicat pentru faptele sale la cinstea altarelor. Cunoașterea unui astfel de om este aproape un act inițiatic, mai ales pentru un tânăr ca mine, aspirant la preoție. Anton Durcovici s-a născut în anul 1888, în 17 mai, în localitatea Bad Deutsch-Altenburg din Austria, într-o familie săracă. Tatăl era lucrător într-o carieră de piatră, mama lui era casnică. Tatăl în 1893-94 îi părăsește, se îmbolnăvește și moare. Mama rămânând singură cu cei doi copii, neavând mijloace materiale suficiente, a căutat să asigure totuși un viitor acestor două ființe și a cerut ajutor de la o soră de-a ei, care era căsătorită cu proprietarul unui restaurant aici în Iași. Pe fiecare din noi copilăria ne marchează în mare măsură, pentru că ea este nu numai vârsta jocului, dar și a inocenței și a candorii. Micuțul Anton învață la școala primară a parohiei romano-catolice din Iași, unde, cu toate că nu stăpânește încă bine limba română, obține rezultate bune. Crescut de către mama sa în spiritul credinței, de mic este atras de atmosfera ceremonialului religios. În scurt timp, familia Durcovici se mută la București. Aici este remarcat de măicuțele de la Pitar Moș din București. Participa cu multă evlavie, cu multă dăruire la Sfânta Liturghie în fiecare dimineață. Fiind mai sărac și neavând posibilități materiale, dar observându-i și zelul său și devoțiunea sa, măicuțele i-au chiar asigurat un locușor în mănăstire, în așa fel încât iarna, atunci când gerul lovea cumplit pe toți oamenii, să aibă și el un loc cald și să se poată apropia cu mai multă ușurință de Sfântul Altar. El a fost apoi remarcat și de secretarul arhiepiscopului Netzamer, părintele Lucius, care era și duhovnicul acestor măicuțe, și așa a făcut trecerea la seminar. A fost luat în seminarul arhiepiscopului Netzamer, a studiat acolo până în anul 1901, când și-a terminat studiile de bacalaureat. Apoi s-a transferat la Roma, bineînțeles la recomandarea arhiepiscopului Netzamer, pentru a-și completa studiile sale de filozofie și de teologie. După strălucite studii făcute în cetatea eternă, în 1910 este hirotonit preot și se întoarce în țară. Se întoarce acasă, unde primește mai multe misiuni. Mai întâi este profesor de religie la un liceu catolic din București și în același timp este și administrator parohial la Tulcea. Apoi, în timpul războiului, primului război mondial, pentru că România a intrat în conflict și cu Austria, el și alte persoane de etnie austriacă sau germană au fost arestate, internate în câmpuri de concentrare. Judecata autorităților este învinsă uneori de judecata istoriei, pentru că după acest arest, care îi va aduce și zdruncinarea sănătății, va veni peste ani și prețuirea puternicilor țării. Iar decorația primită de la Carol al II-lea este o dovadă clară că Anton Durcovici a fost un bun român. La insistențele arhiepiscopului Netzamer, reușește să se întoarcă în București înainte de terminarea primului război mondial.
După această dată primește alte misiuni de administrator parohial la Giurgiu sau la Târgoviște, acolo unde parohiile au rămas vacante. Apoi este rând pe rând numit și canonic al catedralei, primește misiunea de a conduce seminarul Duhului Sfânt. Întâlnirea cu muzica sacră este privilegiul oricărui creștin de a simți spiritul sfințeniei. Ea poate crea acel mister al apropierii de Creator. Prin ea putem găsi drumul către Dumnezeu. Catedrala Sfântului Iosif din București este lăcașul sfânt în care preotul Anton Durcovici a celebrat în perioada interbelică. Pășesc cu emoții în casa Domnului și gândul mă duce la anii aceia. La scurt timp este numit și rector al Academiei Teologice din București. Asta se întâmpla prin anii 1923-1924 și rămâne în aceste slujiri până în anul 1947. Aproape 25 de ani a fost rectorul seminarului. Părintele Anton Despinescu își amintește cu respect și cu oarecare evlavie de profesorul său, dr. Anton Durcovici, din vremea când seminarul catolic funcționa la Timișul de Jos. Am privilegiul de a fi cunoscut foarte bine pe episcopul Anton Durcovici. Pot să spun că sunt unul din puținii supraviețuitori ai epocii Durcovici. Încă din tinerețe, din timpul războiului, am avut ocazia să fim împreună ca elev profesor la Timișul de Jos în anul școlar 44-45, avându-l ca profesor de filozofie scolastică. Totdeauna când îl vedeam, spuneam că este un om foarte profund, foarte interiorizat. Ca profesor, totdeauna foarte bine pregătit, schematic, era o plăcere să-i urmez cursul, să iei notițe și apoi să fii atent că la fiecare sfârșit de oră se făcea o revizuire a ceea ce s-a predat, pentru a vedea în ce măsură ne-am însușit cunoștințele predate de domnia sa. La 3 noiembrie 1936, dr. Anton Durcovici deschide la Catedrala Sfântului Iosif cursul de religie pentru intelectuali. Vechea clădire a seminarului găzduiește azi Academia Teologică ce-i poartă numele. Pășind în anfiteatrul și a îmbrăcat între timp hainele modernității, încerc să-mi imaginez atmosfera creată la aceste cursuri de filozofie tomistă, unde întotdeauna auditorul era foarte numeros. Să nu uităm, lecțiile erau la concurență pentru publicul larg cu cele susținute la universitate de către Nae Ionescu și Mircea Eliade. Papa Pius al XII-lea îl numește episcop de Iași, dar din cauza evenimentelor politice pe care le știm cu toții, nu s-a putut celebra această consacrare îndată, ci abia după 5 luni, în 5 aprilie 1948 la București, celebrantul principal al consacrării fiind nunțiul apostolic Gerard O'Hara. După această dată se întoarce la Iași, în 14 aprilie, are loc aici intronizarea, este primit de o mulțime de credincioși și de mulți preoți. Iașul a fost în sărbătoare, Iașul catolic, dar și Iașul, să zic așa, religios în ansamblu. S-a bucurat de sosirea noului păstor și, bineînțeles, au înălțat rugăciuni pentru păstorirea sa, fiindcă mai mult sau mai puțin oamenii își dădeau seama de vremurile tulburi care se apropiau, de norul care începea să se profileze la orizont peste țara noastră și peste Biserica Catolică.
În timpul scurtului său episcopat, preasfințitul Anton Durcovici a făcut numeroase vizite pastorale, trecând prin aproape toate parohiile din Moldova, îndemnându-și turma să-și păstreze dreapta credință. Avem mărturie în acest sens, declarațiile sale date la Securitate, singurele de altfel pe care torționarii săi nu le-au distrus. Oamenii își amintesc cu bucurie și cu mare emoție figura ierarhului lor, care l-a trecut pragul bisericii în vrem de răstriște. Port în inimă imaginea pe care am avut-o încă din copilărie, întâlnindu-l pe preasfințitul Anton Durcovici în 1948, atunci când a distribuit sacramentul mirului în satul meu natal. L-am văzut ca pe un gigant înalt, proiectat pe cer, și atunci am simțit primul fior al întâlnirii cu un om sfânt. Pentru că nu acceptă compromisurile cerute de regimul comunist, compromisuri ce ar fi deturnat sensul existențial al Bisericii Romano-Catolice din România, preasfințitul Anton Durcovici își asumă drumul martirajului. În anul 1949, în 26 iunie, dovada calităților lui deosebite cu care a fost înzestrat a fost confirmată. O mașină a Securității, în timp ce se deplasa de la București spre Popeșle Orden în 26 iunie 1949 pentru a administra Sfântul Mir, s-a oprit în dreptul lui. El era însoțit de părintele Rafael Friedrich. Ambii au fost urcați în mașină, unul a fost bruscat, respectiv părintele Friedrich, și duși în arestul Securității din București, unde au rămas din 26 iunie 1949, mă refer la monseniorul Anton Durcovici, până în 10 septembrie 1951. Este vremea arestărilor fără temei. Este vremea terorii. Simple vorbe spuse într-un grup puteau să aducă ani grei de închisoare. În noaptea de 1-2 mai 1949, plecând de aici de la catedrală spre Notre-Dame, unde locuiam, în noaptea aceea, pe la ora 12:30, 1 noaptea, a venit Securitatea și m-a arestat. Arestul meu a fost justificat pentru mine de abia a doua zi, sau în noaptea aceea spre dimineață, când au început anchetele, au început cercetările. Primele întrebări care mi-au fost puse au fost puse despre monseniorul Durcovici. Și atunci mi-am dat seama că asta a fost motivul arestării mele, deși erau din curte de la Notre-Dame, unde erau foarte mulți studenți care n-aveau unde locui și locuiau acolo în ruinile alea ale fostei mănăstiri. Bănuiam că arestarea mea e legată de acești colegi, acești studenți care și ei au fost o parte dintr-unși arestați. Dar după primele declarații și după anchetele care au urmat, mi-am dat seama că nu asta a fost motivul, ci motivul a fost monseniorul Anton Durcovici. De ce spun asta? Și de ce s-a întâmplat asta? De la data naționalizării seminarului, în care eu eram student, eram asta seminarist în anul 2 de filozofie. S-a desfințat seminarul și atunci fiecare a plecat la casele lor. Pentru că eu eram meșean, n-am fost lăsat să mă duc acasă și să stau tot în curtea bisericii, în împrejmuirea bisericii, care trebuia păzită, controlată, urmărită, pentru că era foarte multă lume care destul de rău intenționată, care mișuna și căuta să caute diferite motive de scandal pentru biserică. Și deci am rămas în curtea bisericii. Părintele Iacob Ferenț, care era secretarul episcopului Anton Durcovici, la un moment dat a spus, domnule, tot ești pe aici prin curte, tot te ocupi de asta, vină cu jumătate de oră mai devreme dimineața și ocupă-te de capela episcopului ca să ministrezi la Sfintele Liturghii, că n-are cine. Arestarea episcopului Anton Durcovici i-a speriat, dar i-a și întărit în credință pe enoriașii săi. Oamenii vorbeau în șoaptă, dar vorbeau despre eroismul ierarhului lor. Părinții mei spuneau că e un episcop bun și de ce l-a arestat și, mă rog, toată lumea, adică tot și în alte sate, lumea era răzvrătită ca să-l apere.
Păstrez în mintea mea o amintire transmisă de bunica mea, care într-o zi, pe când eram copil, mi-a arătat o imagine și mi-a spus: vezi, acesta este episcopul, a murit ca martir, l-a ucis. Copil fiind, întrebarea mea firească a fost: cine l-a ucis, bunico? Cei fără Dumnezeu. Dar spunea lucrurile acestea pe șoptite. Oricum, personalitatea episcopului era prezentă în viața oamenilor pentru calitățile lui deosebite, pentru că s-a impus ca om, ca un om al lui Dumnezeu. Mai târziu, apropiindu-mă și citind o carte despre episcopul Durcovici, i-am recunoscut mai întâi imaginea. Nu știam de unde s-o iau la început, dar apoi mi-am amintit de bunica, care a lăsat în mintea mea o imagine de neșters. Mi-a transmis ceva, ceva din personalitatea episcopului Anton Durcovici. Monsignorul Durcovici a fost transferat din arestul securității București la închisoarea din Sighet în data de 7 septembrie. Drumul a fost mai lung, data de confirmare a primirii lui în închisoare a fost 10 septembrie 1951. Când intri în fosta închisoare de la Sighet, astăzi memorialul victimelor comunismului și ale rezistenței, senzațiile sunt de nedescris. Din toate direcțiile, doar apăsare, sub spectrul foamei, frigului și, în ultima instanță, a morții. Cursul anului, atât 1950 cât anilor 51-52, au fost aduse în loturi succesive în penitenciarul Sighet reprezentanții elitei politice și religioase a României interbelice. Episcopul Anton Durcovici a fost adus la Sighet, nu a existat niciun act de condamnare. El a fost încadrat ulterior într-o decizie a Ministerului Afacerilor Interne emis la 1 august 1951, conform căruia era internat pentru 24 de luni într-o unitate de muncă, evidență specială Dunărea. Trebuie spus că penitenciarul avea numele de cod în documentele oficiale ale vremii, Dunărea. În ceea ce privește condițiile din penitenciar, toți supraviețuitorii Sighetului vorbesc de trei elemente: foamea, frigul și izolarea, care au fost greu de suportat pentru majoritatea celor închiși la Sighet. De aceea, în cei 5 ani de detenție politică, deci pentru unii, din aproape 200 de persoane, 53, deci mai mult de un sfert, aproape un sfert, au murit în penitenciarul din Sighet. Cum a fost posibil ca minciuna să fie în fața adevărului? Mizeria umană deasupra curăției sufletești, forța să poată învinge rațiunea, cum a fost posibil ca răul să domine binele, iar oamenii să se transforme din trestii gânditoare, cum îi zicea frumos un filozof, în brute. Umbra morții se simte în orice unghier aici la Sighet. În noaptea de 10 spre 11 decembrie 1951, chinuit de boală, de frig și de foame, după ce primește dezlegare din partea părintelui Friedrich, episcopul Anton Durcovici pleacă la Domnul. Împărtășind aceeași soartă cu toți martirii de la Sighet, trupul său a fost aruncat într-o groapă oarecare în unul din cimitirele orașului. Mulți dintre eroii țării, dar și dintre eroii credinței, odihnesc în pământul din cimitirul săracilor. Nu se știe deci locul unde au fost îngropați, fiindcă au fost îngropați pe timpul nopții. În general îi aduceau să nu vadă nimeni în secret. Când se săpau gropile, erau unele comune, altele gropi individuale.
se avea obiceiul să sape cu, să taie cu glie iarba și pe urmă dimineața după ce îi îngropau se punea glia înapoi, așa că nimeni nu știa că aici în timpul nopții au fost îngropați cineva. Se presupune că aici sunt, nu se știe bineînțeles locul unde sunt, dar aici se presupune că în cimitirul ăsta sunt cei mai mari, sunt îngropate cele mai mari personalități din perioada României interbelice, care s-au pus regimului comunist. Aici sunt îngropați toți cei care au murit în închisoare din Sighet, episcop și preoți, cum ar fi Anton Durcovici, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu și așa mai departe. Se presupune că ar fi aici, s-a ridicat pentru ei aici în apropiere o troiță, dar asta e simbolică pentru că nu se știe locul unde sunt îngropați. Orice episcop mutat în casa Domnului trebuie să-și odihnească trupul sub lespedea catedralei sale. În parte s-a îndeplinit această poruncă a bisericii și în cazul episcopului Anton Durcovici. Pământ adunat din toate cimiterele din Sighet a fost depus în zidul catedralei sub placa ce slăvește memoria preasfințitului Anton Durcovici. Spiritul proteguitor al marelui episcop tronează peste dieceza de Iași, al cărei păstor i-a fost. Este o bucurie pentru mine ca episcop, urmând pe scaunul frednicului nostru episcop, mărturisitor și martir, Anton Durcovici, să trec mereu pe lângă această imagine și să mi-l amintesc cu acea bucurie cu care el intra aici, în capelă, pentru a se ruga noaptea, în genunchi, pentru poporul pe care Dumnezeu i-l-a încredințat. Aici își făurea mereu proiectul pentru slujirea sa, slujire care l-a dus la sacrificiul total. Aici a căpătat acea forță pentru ca să poată să facă opoziție unui curent care era împotriva lui Dumnezeu, a credinței, a bisericii. Aici s-a întărit pentru a-și împlini misiunea sa. De aceea, cu emoție, ori de câte ori trec pe aici, trebuie să-mi amintesc de această slujire pe care el a arătat-o față de noi, față de poporul nostru. Lui datorăm astăzi această viață a bisericii noastre din Moldova, din dieceza de Iași. Pe umerii lui s-a construit acest edificiu al poporului lui Dumnezeu din Moldova. Moldova care are aici atâția fii și fiice. El ne este modelul nostru. Îndrăznim mereu, trecând pe lângă el, să-i cerem să mijlocească mai departe pentru noi. Și noi îl rugăm pe Iisus și pe Maica Sfântă să ne-l ofere ca și martir sfânt al bisericii noastre. Am fost pe urmele unui sfânt, căci ce este un om care se jertfește pe sine pentru păstrarea binelui și adevărului, dacă nu un sfânt? Și am înțeles ceva, că, așa cum spuneau cronicarii, oamenii sunt sub vremi. Nu am înțeles însă de unde atâta ură, atâta minciună și lipsă de credință din partea unui regim ce s-a dovedit a fi odios. Suferința este, poate, una din căile ce duc spre mântuire, iar mântuirea asigură sfințenia. Vreau să cred că Anton Durcovici a fost un sfânt.